ziua, elevi! La disciplina Istoria Română și Universală, în clasa 9, avem de analizat astăzi o lecție interesantă și controversată. Este vorba de tema numărul 32, regimul totalitar în România în anii postbelici, adică e vorba de anii 40, anii 80 ai secolului 20. Am analizat deja câteva teme care au o anumită legătură cu lecția de astăzi. Este vorba de ce s-a întâmplat în RSS în perioada postbelică în statele Europei de Est, precum și în RSSM, și de ce îți propun să te gândești la ceea ce ai studiat și să răspunzi la câteva întrebări pentru ca să fii motivat să asculti lecția de astăzi. În primul rând, amintește-ți care au fost consecințele celui de-al doilea război mondial pentru România și pentru regiunea statelor care erau de vecine cu România. Cum au influențat evenimentele de la 23 august 1944 asupra evoluției de mai departe a României. Evenimentul care a fost într-adevăr de cotitură pentru România, așa cum până la 23 august în mare parte puterea era în mâinile lui Antonescu, apoi regele Mihai a luat un alt curs de a declara război Germaniei și de a lupta de partea forțelor aliate. Și întrebarea 3, cum s-au dezvoltat evenimentele în societatea RSSM din perioada postbelică, pentru că suntem o regiune care avem multe legături atât cu România din acea perioadă comunistă, cât și cu RSS. Obiectivele operaționale ale lecției de astăzi sunt: să caracterizăm dezvoltarea societății în România în perioada postbelică, să analizăm regimul politic din România postbelică și consecințele lui și să formulăm câteva concluzii cu caracter constructiv pentru respectarea principiilor democrației în societate, așa cum anume aceste principii ale democrației au fost încălcate în perioada dată în România. Drept date principale care vor fi analizate cu tema de azi sunt: în 1948 și 1952 au fost adoptate noi Constituții în România și aceste Constituții de fapt erau identice cu cele care erau în Constituția lui Stalin încă din 1936. În 1948-1965 este vorba de conducerea în viața politică a României, deci a fost Gheorghe Gheorghiu Dej, atunci când a fost lider al comuniștilor. În această perioadă, în anul 1958, au loc retragerea trupelor sovietice din România și avem încă un eveniment pe care să-l reținem, este vorba de 1965-1989, perioada când a fost guvernată de Ceaușescu. Cuvintele cheie ale lecției de astăzi este dictatura personală, regim politic caracterizat prin deținerea puterii absolute de către o persoană și în principiu vom vorbi despre Nicolae Ceaușescu, și cultul personalității, adică sentiment exagerat de admirație, de respect excesiv, de venerație, de adorație față de cineva. Cu toate că în această perioadă au fost schimbări radicale pentru societatea românească, totuși vedeți că anumite elemente exagerate de admirație care duc până la urmă la cultul personalității sunt în defavoarea democrației, dar și a dezvoltării societății. Reperele principale ale lecției de astăzi sunt: să caracterizăm dezvoltarea României în perioada anilor 1944-1989, să analizăm viața politică în România, viața economică și politică externă, și îți propun să fii atent la următoarele caracteristici ale societății românești din perioada dată. În primul rând, regimul totalitar în România a evoluat în direcția instaurării dictaturii personale. O altă particularitate este pronunțarea în această perioadă a cultului personalității, supunerea oarbă și proslăvirea lui Nicolae Ceaușescu. Promovând în politică externă o relativă disidență față de Moscova, Ceaușescu a consolidat regimul puterii personale, în esență a fost de asemenea un regim neostalinist. În economie, eforturile principale ale partidului au fost îndreptate spre realizarea programului de colectivizare și industrializare a țării. În mare parte erau făptuite reforme care erau cu caracter socialist și unele erau chiar copiate din Uniunea Sovietică. Haideți să analizăm cum s-a desfășurat activitatea politică în perioada dată în România și să începem cu activitatea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, care a fost unul din liderii de bază după 1947, dar în 1947 noi știm că regele Mihai a fost nevoit să părăsească țara și practic în România a fost lichidate monarhia, a fost proclamată republica și aceasta a însemnat de fapt o nouă etapă în evoluția regimului politic din România postbelică.
Ca rezultat au fost desființate toate partidele și organizațiile politice. A fost așa numitul Partid Muncitoresc Român, care a fost format în 1948 și acesta a fost prin sinteza membrilor Partidului Social Democrat și Partidului Comunist, care mai departe a devenit un singur partid în stat care a fost admis. În scurt timp după venirea la putere, comuniștii și-au extins influența în toate sferele vieții, atât în viața politică, economică, cât și culturală. În cercurile superioare ale conducerii partidului s-a desfășurat o luptă aprigă pentru putere. Figura dominantă în România în perioada dată era Gheorghe Iordeș, care treptat și-a înlăturat rivalii principali și conducea de unul singur. Pe lângă funcția de secretar general pe care o avea Gheorghe Iordeș, în 1954 este numit și prim-ministru, concentrând astfel întreaga putere în mâinile sale. Gheorghe Iordeș a optat pentru respectarea principiilor suveranității și neamestec în treburile interne ale țării, instituind o cale deosebită, așa special numită românească, de construire a socialismului. Și noi am observat că asemenea situații erau și în alte țări, cum ar fi Iugoslavia, China și altele. În perioada anilor 1965-1989, un alt lider al comuniștilor români a fost Nicolae Ceaușescu, care în mare parte a continuat linia politică de destindere relativă pe care o promova Gheorghe Iordeș. În 1965 a fost adoptată o nouă Constituție prin care se legifera schimbarea denumirii țării și ea se numea Republica Socialistă România. S-a consfințit rolul Partidului Comunist ca forță conducătoare a întregii societăți. Alături avem imaginea Nicolae Ceaușescu și soția lui Elena Ceaușescu, care erau foarte evident, sigur că proslăviți de către liderii politici și considerați mai departe unii dintre cei care au fost eroi construirii socialismului în România. Nicolae Ceaușescu în principiu a reușit să ocupe pe lângă funcția de stat ca și Gheorghe Iordeș și mai multe funcții, cum ar fi secretar general al partidului și alte posturi înalte în conducerea statului. În 1967 el devine președinte al Consiliului de Stat, subordonând puterii sale și instituțiile economice centrale, apoi a fost și președinte al României. În jurul lui Nicolae Ceaușescu s-a creat o elită de partid, alcătuit din oamenii foarte fideli SIE, care mai departe sigur că aveau funcții și sigur că aveau și anumite condiții speciale. Funcții importante în stat au ocupat de asemenea și rudele apropiate, printre care soția lui Elena Ceaușescu. Astfel, o particularitate pronunțată a regimului Ceaușescu a constituit cultul personalității, supunerea oarbă în fața marelui conducător și proslăvirea persoanei lui Nicolae Ceaușescu. Și imaginea care este alăturată demonstrează cum cu portrete și cu anumite elemente ale statului oamenii își manifestau în acea perioadă atitudinea față de Ceaușescu, dar de fapt de multe ori aceasta era impusă. În România în această perioadă erau, ca și în alte țări socialiste, lipsa drepturilor democratice, erau persecuția inițiativelor personale, cenzura și limitarea activității de creație și aceasta a determinat o largă mișcare de opoziție față de dictatura Ceaușescu, în special în rândurile intelectualității. S-a constituit disidența română, e vorba de Paul Goma, Doina Ciornea, Mircea Dinescu și alții. Ei s-au pronunțat pentru înfăptuirea anumitor reforme democratice, dar sigur că ele nu erau susținute de conducerea de atunci a Partidului Comunist din România. Mișcarea de protest a cuprins și rândurile muncitorilor și avem câteva exemple pe care le elucidăm în istorie. Vorba de 1977, când a fost organizată greva minerilor din Valea Jiului și care a fost și mai este și până în timpul de față studiată această pagină a istoriei, în care au participat mii de muncitori. Una dintre cele mai ample mișcări de protest a fost și greva muncitorilor din Brașov din 1987, care de asemenea a fost soldată cu numeroase arestări ca și evenimentul din 1977. În imagine alăturată avem o secvență din greva minerilor din Valea Jiului din 1977 și sigur că minerii doreau ca să facă schimbări în societatea românească, în special ce ține de drepturile lor, de creșterea salariilor, dar și de democratizarea societății. Câteva cuvinte vom vorbi și despre politica externă a României în timpul lui Gheorghe Iordeș și apoi Nicolae Ceaușescu. Relațiile externe ale României în perioada inițială a democrației populare au fost subordonate în mare parte intereselor Uniunii Sovietice și cunoaștem că după război armata sovietică era stăpână în această regiune. Diplomația românească și-a orientat eforturile încetişor spre consolidarea legăturilor cu țările lagrului socialist, au fost
organizate tratate politice cu statele socialiste, au fost de asemenea semnate acorduri economice, iar în 1949 cunoaștem că a fost constituit așa numit Consiliul de Ajutor Economic și Reciproc, adică CAIER-ul, și această organizație avea sediul la Moscova, iar mai târziu a fost înțelegerea militară, tratatul la Varșovia, la care România de asemenea era parte. La sfârșitul anilor 50, însă știm că toții că Gheorghiu Deja a început promovarea unei politici de distanțare de Uniunea Sovietică și în acest context un succes remarcabil al conducerii l-a constituit retragerea trupelor sovietice care a avut loc în 1958. Pe parcurs în anii 60-70 a urmat de asemenea un curs autonom, sensul principal fiind în această perioadă distanțarea de politica URSS și orientare tot mai mult spre țările Occidentului. Au fost întreprinse acțiuni diplomatice care au contribuit la creșterea autorității României pe arena internațională. Ca exemplu avem când Ceaușescu a vizitat Statele Unite ale Americii și Franța, de asemenea și președinții acestor state au vizitat România. O importanță mare de asemenea o avea și restabilirea relațiilor cu Republica Federativă Germană, însoțită de semnarea unor acorduri economice. Sigur că aceasta nu era pe placul Uniunii Sovietice. În imaginea alăturată avem o secvență din vizita oficială în România a președintelui Franței Charles de Gaulle. La asocierea a fost întâmpinat de Ceaușescu și asta a avut loc în 1968. În ultimii ani a regimului comunist în România, însă țara s-a pomenit într-o izolare diplomatică, pierzând simțitor încrederea din partea Occidentului. Sigur că asta este legat și de consolidarea cultului personalității lui Ceaușescu în țară, una din cauze principale fiind nerespectarea acordului de la Helsinki în problema drepturilor omului. Deci a fost conferința de la Helsinki organizată în 1975 și sigur că România în mare parte în această perioadă avea foarte multe probleme cu încălcarea drepturilor omului. Cum s-a dezvoltat economia și societatea românească în perioada postbelică? După 1948 s-au produs schimbări radicale în viața socială economică a României. Unul din primii pași ai comuniștilor a fost, sigur că, naționalizarea întreprinderilor industriale. Au fost naționalizate de asemenea și băncile, societățile pe acțiuni, instituțiile culturale și o parte din fondul locativ. Un obiectiv important urmat de politica partidului în această perioadă l-a constituit colectivizarea gospodărilor țărănești și în mare parte se folosea același model care era în Uniunea Sovietică. Anul 1949 a marcat începutul acestui proces care s-a desfășurat anevoios, încheiindu-se cu anumite rezultate în toamna 1962, dar totuși nu a avut asemenea consecințe cum a avut loc în RSSM despre care noi am vorbit la lecțiile trecute. Guvernul comunist a folosit diferite metode de presiune asupra țăranilor pentru a impune să intre în gospodăriile colective, punctul culminant fiind represiile împotriva celor care se opuneau. Mijloacele principale din bugetul de stat au fost alocate pentru dezvoltarea industriei și mai puțin pentru agricultură. Unele ramuri ale economiei se dezvoltau în defavoarea specificului României, fără a fi luate în considerație posibilitățile reale de aprovizionare cu materie primă. S-au constituit foarte multe întreprinderi gigantice, de exemplu, combinatul metalurgic de la Galați a devenit un simbol al industrializării. A crescut considerabil capacitatea de prelucrare a rafinărilor, precum și altor ramuri ale industriei. La începutul anilor 80, România a intrat într-o puternică criză alimentară. Statul a fost impus să majoreze permanent prețurile la produsele agricole și să întreprindă măsuri de restricție în sistemul alimentar. Populația s-a confruntat cu multe greutăți, în special e vorba de asigurarea insuficientă cu spațiu locativ, lipsa energiei electrice, consumul limitat pentru încălzirea locuințelor, restricții în domeniul transportului, precum și altele. Și sigur că acestea au stârnit foarte multe nemulțumiri, iar în imaginea alăturată avem o secvență de la începutul căderii regimului comunist în România, care a avut loc în 1989, iar despre aceasta vor fi analizate mai multe pagini în lecțiile următoare. Pentru ca să-ți consolidezi cunoștințele, îți propun câteva exerciții de autoevaluare. În primul rând, cum s-a manifestat ideologia Partidului Comuniștilor asupra societății din România postbelică? Și întrebarea 2, prin ce se caracterizează regimul comunist în România în perioada postbelică? De asemenea, îți propun câteva exerciții și pentru consolidarea abilităților tale. Este vorba să încerci să descrii situația economică a României în perioada postbelică și să compare caracteristicile dezvoltării societății în România cu cea din RSS moldovenească sau cu cea din URSS.
la rubrica Acțiune împreună, deci îți propun să explici cum a apărut și s-a dezvoltat cultul personalității lui Ceaușescu în România și să compari cu manifestările cultul personalității în alte state totalitare, cum ar fi URSS sau China, să demonstrezi inevitabilitatea căderii regimului comunist în România și sigur că este foarte important să apreciezi aportul opoziției în căderea regimului comunist. Îți mulțumesc mult pentru atenție, în continuare doresc o zi bună, ne vedem la lecțiile următoare. Pe curând!